Daniel Morar revine pe tema protocolului se.re.i.j, replic tăioas pentru Laura Codruca Covesi. Judectorul CCR Daniel Morar, fost procuror sublinierei Faldna, revine cu previzări pe tema protocolului se.re.i.j. Ducturul de forc al Laurei Codruca Covesi la mai multe instituții de presă. Morar răspunde la afirmațiile subliniere Faldna, subliniere Lemure, subliniere Tefelul în care procurorii anticorupție puneau în practic protocolul în mandatul său. Eu am răspuns ieri, dublu clic, întrebărilor ce mi-au fost adresate punctual în sensul ce. Dispoziția sublinierei atitudinea mea ca procuror sublinierei Faldna, atât timp cât am condus instituția, a fost să nu comunic medate din dosarele aflate în instrumentare, CTRSRI, în special în care exista note/informări/sesizări de la serviciu, în termenul de 60 de zile, a sublinierea acum prevedea punctul 6 din protocolul semnat de parchetul general sub SRI. În mandatul meu de procuror subliniere F, nu au existat echipe mixte/comune de anchet cu oficerii SRI întrucât acești subliniere TIA nu aveau atribuții de urmărire penal, potrivit dispozițiilor codului de procedură penal. Cât am fost procuror sublinierei Faldna, consemnarea activiștilor de supraveghere tehnică a fost realizat conform prevederilor aceluia sublinierei codul de procedură penal, respectiv doar de cetre procurori sublinierei de cetre organele de cercetare penal. Menin aceste răspunsuri iar veridicitatea susținerilor mele se poate observa prin examinarea dosarelor instrumentate în timpul mandatului meu care au ajuns un instan, afirm Daniel Morar, într-o declarație pentru blogul jurnalistei Sorina Matei. Evaluarea mea la acel moment a fost ce unele dintre prevederile protocolului adaugă chiar în calc dispoziția ale codului de procedură penal. Cu privire la aceste prevederi, dispoziția mea adresat procurorilor din subordine a fost de a le ignora. Faptul că după semnarea protocolului din februarie 2009, în corespondența între DNA, parchetul general sublinierei SRI se invoca acest protocol, era determinat de o realitate de necontestat, anume faptul că protocolul exista, era semnat în numele Ministerului Public de către Procurorul General al României, Laura Codruca Covesi, i trimis tuturor unitilor de parchet spre conformare și aplicare, astfel că, dacă procurorii, în cadrul activității proprii, aveau corespondent cu SRI, erau obligați să invoce respectivul protocol în această corespondent. Pornind de la faptul că existența acestui protocol a fost confirmat, iar dispozițiile sale sunt acum cunoscute/declasificate, ca fost procuror sublinierei Faldna, cred că autoritatea competentă, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să analizeze și să decidă cu privire la substanța sublinierei implicațiile acestui protocol în cadrul activității sistemului judiciar. Din punctul meu de vedere, acesta este elementul esențial al problemei în acest moment, iar nu faptul că protocolul a fost pus în aplicare de cetre mii de procurori, acum se susține chiar de cetre semnatarul protocolului. Un
punerea în aplicare a protocolului de către procurorii care funcționează pe principiul subordonării ierarhice nu poate fi un argument care se estompeze/se-nulture discuia de fond redactarea, emiterea și aprobarea/semnarea acestui protocol. În ce mă privește, nu am solicitat niciodată încheierea unui protocol cu SRI, nu am semnat niciodată un protocol de colaborare/cooperare cu SRI, eu am primit doar protocolul semnat de doamna Covesi, ca procuror general, spre conformare. De altfel, atitudinea mea vis-a-vis de implicarea serviciilor de informații în activiile de urmărire penală a fost una constant, consecvent sublinierei de notorietate, a precizat astăzi fostul subliniere Faldna, Daniel Morar, potrivit sursei citate. Replica fostului procuror subliniere Faldna, Daniel Morar, vine după ce tot astăzi sublinierei actualul procuror subliniere Faldna, Laura Codruca Covesi a declarat în mai multe intervenții publice ce protocolul din 2009 semnat cu subliniere FISRI era necesar, ce acesta nu prevede noțiunea de colaborare, ci de cooperare. Ce nu este vorba de echipe mixte, ci de echipe comune sau planuri comune de acțiune, sublinierei ce documentul este legal, ne dând drepturi în plus celor două instituții. Mai mult, actualul procuror sublinierei Faldna a susținut, în mai multe intervenții, ce protocolul nu a acordat acces SRI la toate informațiile din dosarele penale, ci doar la cele care priveau securitatea națională, iar cu aprobarea domnului Morar, protocolul a fost multiplicat sublinierei la toți procurorii din subordine care au primit copii. Există dovezi scrise ce acest protocol s-a aplicat, iar Daniel Morar, în calitate de procuror general, nu a denuncat niciodată acest protocol, ca fiind ilegal. Singura observație făcută de DNA în 2009 a fost ce se dorea să existe o comunicare directă între DNA și SRI, nu prin intermediul procurorului general. Se dorea un protocol direct se .re.i.na, protocol valabil pentru toate structurile de parchet. Covesi a mai precizat ce despre acest s-a discutat luni de zile și ce a fost redactat de către un grup de lucru, apoi cele câteva mii de procurori din Ministerul Public au putut să facă observații, a declarat actualul subliniere Faldna.